Amice, dacă vrei cele mai șmechere și cele mai ieftine jocuri, intră chiar acum pe Neba, ți-am lăsat un link în descriere. Și dacă vrei haine și aș da șmecheri, intră chiar acum pe Foodshop și folosește codul Bercea pentru 10% reducere. Iar pentru articole sportive îți recomand Argol și de asemenea dacă folosești codul Bercea ai 10% reducere. Te-am pupat. Acest vlog va debloca foarte multe amintiri și o să fie... Of, Doamne, ce video o să urmeze! Bine v-am regăsit la un nou vlog! Mergem să facem un vlog pentru sufletul nostru. Asta este pentru voi, abonații vechi. Știu că vă aduceți aminte sigur când făceam noi clipurile cu Amic, când mergeam la șaurma și mâncam șaurma. E bine, astăzi o să facem același lucru. Doamne, ce video o să fie. Mergem la șaurma Amicii, luăm câteva șaurme mari, după care mergem și facem vlogul ăla nostru cu șaurma când vorbim și așa mai departe. Af, abia aștept. De care vreau foarte multe like-uri la acest vlog, dacă vreți să mai facem vloguri și să ne dați idei pentru viitoarele vloguri cu șaurma Amicii. Și nu știu dacă v-am arătat chioptul cu noul lip. Băi, dacă de bine arată, uitați-vă și voi cât de bine dă cu noul lip. E mult mai agresivă și acum, ca să înțelegeți, o țin și mult mai jos. Gândiți-vă că acum este maxim jos și se vede. Adică uitați-vă la lipă, sunt cam 3 degete. 3 degete sunt cam între aripă și roată și e SUV. Gândiți-vă că e foarte jos acum, dar îmi place maxim. Adică, bine, tot e înaltă, că e SUV, dar e altceva cum ar veni. Și am început bine ziua, s-a aprins și becul la motorină. Bă, acum sunt pe 4K, știu că sunt mai puține frame-uri, dar se vede mult mai bine imaginea. Acum nu știu, să vedem, Doamne, Doamne. Uitați, amicii mei, bă, cum e îmbrăcat omul meu. Bine, Adidas și sunt cam... Și na, nu găsi și o să te duce, dar mă rog. S-a îmbrăcat și la mice, fă-i o pirueta, te rog frumos. Uitați-vă și voi, n-am crezut că o să trezi ziua asta. Se vede, bă, că are bani acum. Se, ce vrei, amici? Se vede că e patron de șaurmerie. Uitați-vă și voi. Vrei să-mi iau și ochelari? Oh, ai? Am. Hai să vezi. Bine, Passat-o, dar lasă că-l schimbăm și pe ăsta, luăm Maserati, e amice. E și Mordărelul. Bă, acum nu se poate pe schii la fix, cu outfit-ul mă refer. Ia, de amici. Ia, dași că sunt și de firmă. Ce firmă asta, amici? Boss. Băi, ia uitați-vă și voi, mâncam-aș gura voastră. Ce înseamnă? Bă, ce fac banii, bă, băiatule, bă. Bă, șaurmerie, mă. Îți dai seama. Am ajuns și la locul cu pricina, adică la șaorma Amicii. Salut, băieți! Salut, ce faceți? Poftă bună! 10 ani mai târziu, bine, nu 10 ani, 3-4 ani mai târziu avem și armenia noastră. De ce nu muncești, mă? Acolo. Salut, Ione! De ce nu muncești, Ione? Aici, ia-ți amice! Ce faci de bani, stai? Ia uitați ce avem aici! Mamă, acum ne băgăm și noi să ne facem două șaurme mari. Ia uitați-vă ce e și în sală. Începe ușor, ușor să umple și sala, oamenii stau la coadă. Și când ne vine și nouă rândul, ne facem și noi două șaurme. Amice, dar știi de care vreau? Cam vrem ulei. De pui, nu, pui. Da, David. Amice, nu. A, haide, da, sau una așa, una așa. Vrei una așa, una așa? Da, da. Bine, da. Hai, deci una de la tine, da? Bine, bine. Bac. Bună dată. Nu, mai gata, fui. Bună dată. Hai, să ați închidă. Așa. Da, mie nu prea îmi place șaurmeria asta așa, că aveți sosurile astea, apă. Vreau și eu... Ea mi-a face, mă, gata. Nu-i mai face. Hai că... Dacă eu faci, să vii cu demisia în dinți. Gata. Mai vreau maioneză în pusești cu usturoi? Pusești amici? Nu pusă-i usturoi, mai pun o dată spuse decât pe lichie. Mai pusărie de așa, frate, nu? Păi nu e bună fără. Bine. Ceartă între șaurma și client. Așa, ia. Noi facem un fel de simulare aici ca să. Ia, haide. Păi nu mă, că nu mai cum vrei, tu mănânci cum vrei el. Și ăsta, pe cel mai bun sos, e cel mai bun. Știu, dar nu mai vreau. Amici, e cel mai bun, bă, ce... Amici, amici, dar mie îmi place mai mult. Pune de toate. Păi ție. De toate, gata. Da, dar mai puțină parte. Mai puțină parte, ia. Așa, e bine. Pun din ambele, da? Cam puțin. Hai, mergem. Zice că eu așa vreau. Lasă că e bine. Roșii pun ăsta, roșii ceapă. Pune și ceapă, că multă. Vorbesc cu amici, nu multă. Da, uite, atât, e ok, da? Așa, așa, așa. Ardei copa, de un pic așa de sau de pătrunjel, dar la mișto, știi, să-i dea așa, așa. Vrea să doar cu mâna, ai văzut cum face ăla? Nu se mă, că scade pe antebraț după. Vine cu mamă, 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 ce trebuie, nu? Hai că mor de foame. Să client mulțumit. Stai, amice, că nu mâncai. Armadillos. Scoate, amice. Deci, partea asta o să fie fără caturi, fără nimic. Amice, nu, păi dăm punga, dăm punga, dăm punga așa frumos cum. Deci ca să-i fac un mic unboxing. Stai așa să pun și sticlele astea undeva pe aici. Bă, cât ai, amice? Uitați-vă și voi. Bă, cât ai, amice?
Deci nu vine să cred așa ceva. Dacă aș fi știut în timpul ăla. Amice, noi făceam clipurile într-un Ford de 500 de euro cu șaurma la 20 de lei, acum facem într-un Audi de 60.000 de euro cu șaurma la 30 de lei. 30 de lei. Amice, aici este una bucată șaurma. Mamă, cum frige ia pentru asta, tine. Este de vită. Bă, avem aici care un Pepsi Max pentru mine, că eu beau Max. Și amicul bea cu zahăr. Uite, le punem aici. Așa. Șervețele, amice. Nu, da, pot să îmi permit, ia uite, și asta este a mea de pui. Astăzi eu ard pe pui, pun cu ducem înapoi. Hai, bă, amice. Amice, cum arată, amice? Uitați-vă și voi. Bă. Amice, hai să facem așa de o poză. Da, nu. A, mă speriai, crezi că pică pe mine. Doar ce îmi luai și eu ăștia. Ia uitați-vă, băieți. Amice, hai să facem așa o poză. Dă-ți te pup. Bă, șaurma fi arăt. Da. Bă, băieți, uitați-vă și voi. Deci, ăsta este momentul în care realizez că ai reușit. Bă, dar hai să rupem noi punga, să ne punem un poală. Ce părere ai? Ai dreptate. Ia, nu știu că vrei să faci. Mamă, mai duc două încolo. Rup eu și puțin. Deci, asta e exact cum discutam noi atunci. Și mergeam și făceam noi vlogurile astea să păcălim YouTube-ul. Bă, și mergeau frumos, bă, ce să păcălești, amici, ce era? Dar nu ții mai bine tu asta? Periodic, o să facem. Mamă, cum miros ăștia, frate, uitați-vă și voi cum arată șaorma noastră, am ajuns, bă, am reușit în viață, băieții, am reușit în viață. Asta este dovada vieții că am reușit în viață. Bă, îmi părut rău, sincer, să ne rup. Ai rupt amice? Dar... Ia, ține. Amice, să nu fie asta schizma amicilor. Amice, cum e, amice, să știi că ai reușit, mă. Ai făcut un lucru bun, ai făcut ceva în viață care, bă, o să rămâi în istorie. Zici? Da. Oamenii te rețin când le umpli stomacele, nu? Amice, pentru ce s-a creat, bă, trebuia să-i zici să-mi amestece, dar am uitat. Da, și eu vreau să-i zic, dar uite aici. Eram prea absorbit de... Bă, chiar mi-e foame. Pe nici eu, nu. Vezi că eu am mâncat decât șaurma aia și atât. Sunt leșinat și eu. Am un dinte care e ăla de laptele, știi, al meu. Mamă... Revenim. Amice. Iauză, amice. Uah! Cum te simți, amice, să fii patron de șaurmerie? Nu vezi, amice, ce m-am îmbrăcat, ce m-am aranjat? Eu sincer zic, nu știu, chiar nu mă așteptam să fie așa și abia aștept să venim cu lipirele proaspete. Da. V-am zis, dar durează, pentru că nimeni nu și-a asumat să ne facă din prima. Acum am vorbit cu cineva care își cumpără utilaje special pentru noi. Băieți, știți care e chestia? Că oricât de mult flux ai avea și oricât... Adică... Un business, efectiv, nu poți să faci așa și gata să le ai. E greu. Nici cu bani. Nu e vorba de bani aici. Nu se poate, nu se poate. N-ai cum. Fizic, n-ai cum. Adică, noi oricum am investit cât s-a putut într-un timp cât mai scurt. Am văzut că e problemă la vită și lumea cere foarte mult vită pentru că, într-adevăr, e foarte bună. De când s-a deschis șaurmeria, s-au mai investit minim vreo 10.000 de euro. Minim. Cam pe bună. După deschidere. Chestii pe care noi le-am luat în calcul și a trebuit să... Dar nu poți să bați din palme să le faci pe toate. Nu faci pe mult. Toate lucrurile afară de bani necesită timp. Da. Asta e știută de când lumea. În orice ai face. Vorba aia, amice, îi pune și copilul. Da. Că tot 9 luni aștept după el. Așa e. Dar nu știe. Noi după ce am amici am așteptat ani. Acum, amice, dar ai un copil mai mare, amice. Bă, mie îmi place să spun și să repet, am creat un monstru. Deci noi, prin ce am făcut, am creat un monstru. Pentru că mulți au dat cu hate, mulți au zis că nu o să meargă, că o să meargă o zi, două, acum toți zic că o să meargă decât un an. Știți care e chestia, mă? Pentru toți haterii ăștia, bă, și un an dacă s-ar merge și tot să merită. Da. Și noi... Până la urmă, vorba aia, ne-am împlinit visul și suntem câștigători. În imaginea mea, deja suntem câștigători. Indiferent ce s-ar întâmpla, și din punctul ăsta, suntem câștigători. Că ziceți, domne, că aia nu e bine, că aia nu e bine. Luați în calcul că 3 youtuberi au făcut o șaurmerie, care n-a mai lucrat niciunul într-o șaurmerie și doar a mâncat. Așa că luați asta în calcul. Și o altă chestie. Nu vreau să se considere că noi acum, nu știu, considerăm, bă, ce, că n-ar mai fi absolut nimic de îmbunătățit. Nu, mereu o să ai ceva de îmbunătățit. Dar,
Asta nu înseamnă că sunt chestii grave doar, sau chestii... Doar adică... că unele chestii se pot face și altele nu, cum ar fi asta... Păda cu lipile. Efectiv, noi nu avem spațiu să băgăm un aparat de făcut lipi și trebuie să vorbim cu cineva care să ne facă treaba asta. Corect. Dar? Să nu ai mașină că ți-o muri. Nu, că curge pe amicii. Da. O altă chestie pe care niciodată nu o să implementăm sunt cartofii proaspeți. Și o să vă explic de ce. Mulți aveți impresia că, domne, cartoful proaspăt, nu e adevărat. Cartoful proaspăt, pus în shaorma, este foarte toxic. Dacă nu-i respecti modul de a se prepara. Pentru că de ce? Noi am vorbit cu cineva care asta face. Are o fabrică de cartofi, omul. Iar tu, dacă ai curățat cartoful, l-ai tăiat. Tu trebuie să-l pui să... iasă acel amidon din el, după care pus într-o baie de ulei controlată la prăjit ca să prindă crustă, scos și după iar prăjit ca să întragă uleiul, pentru că cum fac toate șaormele din România, îl pun direct la prăjit, îl atrage uleiul ăla din fructoză care este toxic și este cancerigen. Noi, de ce credeți? Deci gândiți-vă că este caz grav să faceți ceva și toți fac treaba asta, așa că aveți grijă când mâncați. Hai să nu fim 100% convinși, poate nu toți, dar 90%. 90% pun direct în shaorma cartoful ăsta, pun direct cartoful la prăjit, ceea ce este foarte toxic. Și sfatul meu este să aveți mare, mare grijă când mâncați cartofi proaspeți de la shaormerii, pentru că există riscul, adică nu e ok deloc. Nu știu dacă ați văzut, la multe shaormerii cartofii sunt efectiv autentă de negru. Aia nu e pentru că sunt arși, pentru că înăuntru se vede că sunt ok. Ideea este că atrag foarte, sug foarte multe toxine. Uitați, o să iau un cartof de la amici, da? Ia uitați. Îl mușc, în interior nu are gram de ulei. Nu știu cât se vede, dar uite, mamă. Bă, uite, apăs pe el. Nu are ulei, uite. Are puțin ulei pe exterior, că este normal, dar nu se compară cu cei care absorb, pentru că, repet, îi absorb și absorb foarte mult, ca un burete. Bă, dar ați văzut și voi când vă prăjiți cartofii afară, acasă. Dacă bagi o fripteoză și ai făcut două ture de cartofi, trebuie să bagi ulei iar, că îl sug, n-ai ce să faci. La noi, de exemplu, ce ulei se pierde pentru că mai pierzi, efectiv. Pentru că, uite, iei cartofii, îl iei și mai curge, îi scurgi un pic, îi mai scurgi și pe lângă. Noi avem... Oricum, locul în care noi punem cartofi este ca o sită care acolo jos are asta și curge uleiul. Se scurge uleiul, exact. Ideea este că nici la noi amici, poate nu suntem 100% categorici, bă, nu o să faci niciodată. Ideea este că ai nevoie, dacă vrei să implementezi, este foarte, e nevoie foarte de greu. Un proces foarte, foarte complicat. Care necesită mult timp și foarte mulți angajați, adică nu foarte mulți, dar foarte mult timp și la un flux pe care noi îl avem. Hai să vedem un exemplu. De ce credeți că McDonald's-ul? De ce credeți că marele fast food-uri nu folosesc cartofi proaspeți? Este din... Aoleu, stai că avem un bărbă. Este din acest motiv. Pentru că, efectiv, tu financiar ai ieșit mult mai bine. Că pe noi un aparat de curățat cartofi ne-ar costa 2000 de euro, care e un fix pix acum, ești nebun. E un nimic la încasă. Haideți să vă spun ceva. Pentru cei care spun, ba, ce bă, aveți cartofi congelați, că sunteți zgârciți. E cea mai mare prostie pe care am auzit-o vreodată. Cât am zis acum kilo de cartofi? Kilogramul de cartofi proaspăt. Habar n-am. Bă, nu mai știu. Deci, 5 lei kilogramul de cartofi. Avem aici. Uitați. Atenție, luat nu angro, pentru că noi cumpărăm, exact. Dacă am cumpărat, am cumpărat la foarte multă și cantitate și prețul e mult mai mic. Dar ideea este, gândiți-vă cât de ieftin. Păi noi dăm undeva la, cred că 12, cam așa pe kilogram. 12 lei pe kilogram dăm, da. Cam așa pe undeva pe acolo. Cu deci cu TVA. De vreo 3 ori mai ieftin. Hai, zic că mai iei, până la urmă zic că mai iei, mă, angajat să ți bage la efectiv să ți curețe, deși n-ai nevoie de un angajat doar. Așa, amice, deci vorbeam că e mult mai ieftin cartoful, că e 4 lei. Da, până ne-a... Kilogramul, cum l-am luat noi, chiar mai ieftin și pe noi ne-ar costa de foarte multe ori mai ieftin, pentru că noi dăm undeva la 12 lei pe kilogram. Bă, și vedeți că e diferență, mâncați așa. Dar vrei să spun un lucru, că acum se explică de ce cartofii congelați ăștia preprăjiți, pe care cum știți și de supermarket, au mult mai puține calorii decât cartofii pe care toți îi prăjiți acasă. Din cauza că ea nu mai trag uleiul. Da.
E logic. Deci acum am găsit și eu că eu dacă mă uit la calorii, la calorii, doamne, la la calorii, la calorii. Da. Eu când îmi cumpăram cartofi din supermarketuri, mă uitam pe la calorii. Bă, și nu înțelegeam de ce căutam pe internet cartoful prăjit acasă. Nu știu câte calorii avea și ăsta avea la jumătate, chiar sub unii, am găsit foarte puțin și nu înțelegeam. Și uite că acum se explică. Mai vreau să zic ceva, dar uite. Ah. Clar și la cartofi congelați e o diferență. Dar ăștia pe care îi avem noi, bă, sunt buni, efectiv, deci chiar sunt buni. Cu ce punem pe ei și așa mai departe, eu sunt bun. Eu mai mănânc și goi. Da? Mm-hmm. Bă, de acolo la mici, așa, aburin, știi? Mm. Parcă de așa să mănâncă, bă. Păi dă-te, mă. Bă, amici, bă. De când am mai făcut noi amici? Un clip din ăsta, cred că a trecut un an, jumate. Și un an jumate, mă, mai bine. Mai bine. Păi cred că de când m-am mutat, eu sigur n-am mai făcut, stai că mi-am mintit. Deci cel puțin un an jumate. Cel puțin un an jumate. Și acum, amici? Acum? Te-ai fi așteptat? Acum ar merge pe melodia. Da, aia, aia. Mamă. Oh. Știi care e chestia? Bă, chiar am ajuns să facem visul. 2 ani, să zicem. Nu știu asta. Niciodată. Și nu știu, știi care e chestia? Bă, foarte multe chestii, odată ce le faci, devin logice. Au logică. Ești ceva de genul. Bă, de ce? Nu m-am gândit asta. Exact, nu m-am gândit sau de ce n-am încercat să facem până acum? Dar știți care e chestia? Că Dumnezeu le așează pe toate cum trebuie, da. Poate dacă făceai acum un an, 2, 3, 5... Nu aveai succesul ăsta? Ori nu aveai succesul ăsta, ori nu te pricepai la fel de mult, ori te prosteau banii... Și toate aceste încercări de a le face, am prins experiența de la fiecare încercare. Am știut la ce să ne așteptăm în următoarea dată. Corect. Deci? Deci credeți-mă că au fost eforturi mari. Și mai ales înainte, stres și vorbește și nu știu ce... Deci și nu vorbim aici neapărat de eforturi financiare. Asta e cea mai mică problemă. Exact. Pentru că exact cum am așteptat, și-a urmat mici și-a scos banii foarte repede. Și noi încă nu ne-am așteptat așa. Da, deci noi știam că ne scoatem banii repede, dar nu așa de repede. Deci a fost wow. Deci acum nici măcar nu mai e... Adică... Oricum noi când am făcut asta nu ne-am gândit niciodată la bani, dar exact, la ceva de genul. Dar noi știam că am scos banii. Că vor fi în casă dacă facem produs bun, el ne știu că asta. Da. Gen, noi n-am avut grijă asta cu banii. Bă, hai bă să facem asta să ne umplem de bani. Nu asta a fost scopul. Exact. Dar știam că se vor face bani, dar noi n-am avut grijă asta. Bine, și poate că n-am avut, știi că avem bani și da. Eu te-am drept cu amicul. Bă, amici, bă, vorbim cu prea mie, mai mică. Am dintele astea, nu pot să nu bine. Am un dinte de lapte, un canin de lapte. Și eu, ia uite. Mi l-a, acum știi ce mi-a făcut? Mi l-a desprins de aparat. Bă, ia uite-te aici. Da. Mamă! Bă, bă, nu pot să arăt că am printre aparat. Știți cum se mișcă? Așa face. Bă. Asta cade, trebuie să cadă. Oricum îl scot acum în luna viitoare. Și eu mă operez luna viitoare. Mamă. Amicuțul săracu. Prima operație, că am nevoie de două. Mamă, deci m-am terminat și nemul. Două operații la un picior. Și de fapt trei în total, că am mai avut una da, tot asta. La 25 de ani să ai trei operații. A fost degeaba. Nu. Păi nu cum? Păi cum, că te-ai lovit iar după. Da, dar de exemplu, uite, acum operația veche a ținut. A, da? Da. A. N-am avut treaba, adică paraministru, eu am mă durerea. Înțelegi? Ceea ce mi se pare un miracol, gen la ce impact a fost, deci gândiți-vă ce impact a fost dacă eu am rupt ligamentele și am nevoie de două operații pentru a se reface, deoarece una nu este de ajuns. Bă, da, stai că eu nu mai înțeleg. Tu când te-ai lovit? Atunci când mi-ai zis mie că ai căzut și ai nu știu ce? Deci prima dată s-a întâmplat acum 3 ani, cred că erau, aveam șeptarul, 3-4 ani. Minte. Așa și a doua oară atunci când m-am întors din Bali, am făcut ruptură musculară, am stat o lună și ceva și m-am dus iarăși pe la fotbal și mi-a intrat unul de mi l-a rupt. Când ți-a intrat atunci. Aha. Mi-a intrat, de atunci am pus eu TikTok-ul ăla, poate plângeam de durere, adică nu că plângeam, eu plângeam de ciudă, de că nu venea să cred cum deam eu ghinionul ăsta în continuu. Și am știut clar din momentul ăla că să mă operez iarăși, grav. Adică știam clar că e de operație iarăși. Ghinion, amici. Nu-l mai vedeți pe amicul ăsta, ormeni, e atras de-o.
Nu, no, păi problema este că la două operații nu am voie să calc în el 5 săptămâni. Deci eu nu am voie să ating pământul cu el, practic nici să conduc. Deci o să vin pe la șormie, dar o să-mi iau șofer în perioada asta. N-am încotro. Că nici că stau în casă 5 săptămâni, nu pot, da, te nebunesc, e și cald afară. Și plus că e șaormeria, vreau să fiu șosă. Bă, nu ce mă, crezi că parcă mi s-a micșorat stomacul? Bă, și am început să mănânc odată. Iar mă băga mea și pula aia. Amice, tu subsezi și sucul, ești nebun? Da, bă, gata, la revedere. Uite, ne-a mai rămas și rățele. Bă, hai că ne puseră fix, la fix astăzi. Aia, chiar vă zic că sunt multe și să știi că le cam irosii, să zic așa. Bă, dar... nu, dar știi ce mă enervează, că am căzut pe aici, a primat și da, asta e, bă. Bă, zui, da. Bă, băieți, ne-am întrebat și burta. Ce faci, mă? Stai așa. Păi e deschis de aia. Acum am aflat și eu, în cavaj gura voastră. E pe touchscreen. E touchscreen, băi. Eu nu știam cum se aprind luminile în chiopt. Deci fără să deschizi ușa, da. Nu, păi, apăsam pe asta. Păi, și ăla ce aprinde? Toate. În fine. Da, bă, amicii mei, nu știu, sper că v-a plăcut acest vlog și că v-am deblocat foarte multe amintiri cu acest vlog. Nouă ne-a plăcut și așa, vă așteptăm la șaormă, amicii. Urmează să facem lucruri mărețe, dar durează. Iarăși v-am zis, o să vină și Lipi, noi o să vină multe, o să facem lucruri mărețe, dar v-am zis, avem nevoie de răbdare pentru că nu poți să, dacă te grăbești, le faci pe toate praf. Exact. Dar eu zic că suntem pe drumul cel bun, eu zic că șaormă, amicii, este ce trebuie și... Nu știu, știu că foarte mulți care ați mâncat. Bă, știi, calitatea mea mișe și ce mă supără. Eu n-am întâlnit, frate, un hater. Eu n-am întâlnit unul să zică de la... Vină și să spună nu mete, e proastă. Eu am întâlnit prieteni care mi-au zis, bă, într-adevăr. Nu știu, uite, la mine a fost așa. Dar uite, mi-a plăcut toată, cum a zis Dragoș Neacșa la un altul de a avea o șaormă. Bă, eu am auzit că e foarte bun. Mie nu mi-a plăcut așa de mult. Dar am pus-o pe seama momentului sau ceva de genul ăsta a spus. Adică, bă... S-a nimerit atunci, nu știu, să un angajat nu a făcut ce trebuie, ce asta, trebuie să luați în calcul că este vorba și despre angajați. Un nu business e? Nu poți să-l, niciodată, dacă un angajat îți face ție o greșeală, că e ignorant sau indiferent în momentul ăla, știi care e chestia? Că și dacă, să zicem că îl prinzi, da, greșeala a fost deja făcută, adică nu mai ce să-i faci, înțelegi? Și noi am văzut că fac multe greșeli, dar ce să facem? Vrei să dăm afară pe toți? Adică nu ce poți să dar sunt și oameni. Sunt și oameni care muncesc și n-ai ce să le faci la o adică. Adică sunt chestii pe care, dacă eu zic și faci o greșeală în mod repetat în continuu, atunci da, este o problemă, dar până atunci... Dacă, uite, nu băi strânsă și unuia bine și urma. Bă, dar ok, fu un caz, nu le, dacă nu le strângeai bine pe niciun, atunci, bă, mulți zic, domne, că se mișcă, nu știu cum. Pe ce vrei, frate, să faci? Na, noi am luat și am fost deschiși la toată lumea care a vrut să vină, a venit și, na. Sau mai ziceau că, vezi, doamne, apă, ce că degeaba sunt mulți șaurme, adică stau. Bă, frate, dacă s-o fi nimerit o coadă din aia de ți-au venit numai cu câte 5 șaurme de vită. Ce 5 șaurme? Că au venit al arterii, au luat o comandă, a fost 11. De 15 șaurme mari, 5 donare și înaintea lor a fost una de, cu o oră de 12 șaurme mari. Normal adică că ce pare vorbim? Că stă coada pe loc, că... În timpul ăla gândește-te dacă era cineva care venea cu o șaurma sau două, nu poți să 10 lași, oameni. Nu poți să lași. Nu poți să lași un om să facă toate aceste șaurme, că ar dura foarte mult și atunci colegii trebuie să-l ajute unul, doi măcar. Să bagă doi, trei. Asta zic, comandă. Adică gândiți-vă că sunt comenzi foarte mari, deci sunt multe variabile pe care lumea nu le ia în calcul, dar în fine. Eu zic că până acum este ce trebuie și șaurma, mici, gândiți-vă, noi am plecat de la 8 angajați, avem 23-24 acum. Într-o lună și ceva. Să-ți povestesc cu asta amuzant. Săptămâna trecută, amice, au venit și tot așa, bă, s-au mișcat băieții, eram acolo cu ei, respectele mele. A venit un domn tot așa, terminaseră aproape că au fost și după 8, aveam în total 7 sau 8 preparatori, 8 cred că aveam în față. Da, că era seara. Aproape se terminase sala, intră un domn, s-a dus să-și comande. I-a luat fata repede comanda, pac. Bă, n-a apucat omul să pună mâna bine pe bun, face un pas aia. Următoarea comandă, bă, bam, i-a luat bunul ăla, cu ce-o vrei? Erau doi pe aceeași comandă. La aia nu știu ce, la aia nu știu ce. Bă, parcă nu mai știa unde să uite. Și după gata, în vreo 2 minute maxim, i-au dat două șaurme, mi se pare că și luase. Gata, la revedere, a plecat. Bă, era la gata, cu plasa mână s-a trezit. Parcă s-a uitat așa, nu-i venea să creadă, știi? Asta zic, depinde și de momente, de ce prins, dar sunt chestii și chestii. În fine, amici mei, iarăși s-a încins camera, o arunc. Nu uitați să apăsați și voi pe butonul de like. V-am pupat și vă mulțumim foarte mult. Pa, pa! V-am pupat!